Copiii sunt o prioritate pentru ȘAG. Astfel, administrația locală continuă să investească în educație. Proiectul Construire Școală Verde în Comuna ȘAG a fost aprobat cu 90 de puncte, situându-se pe locul 25 la nivel național. Atragerea fondurilor europene a fost, este și va fi o prioritate pentru noi. Mulțumesc echipei pe care am format-o în cadrul primăriei ȘAG, colaboratorilor și Consiliului Local actual. Finalizarea acestui proiect va fi motiv de bucurie pentru copiii ce vor urma cursurile la școala din ȘAG, transmite primarul Flavius Roșu. Acest proiect va fi finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, C15, valoarea estimativă a investiției fiind de peste 9,5 milioane de lei.